Mesajul emoționant al unui militar din Ucraina, deocamdată, suntem vii. Dar în caz de ceva, mama, tată, vă iubesc. Sute și de mii soldați sunt acum pe câmpul de luptă, după ce astăzi militarii ruși au atacat Ucraina. Unul dintre soldații ucraineni a transmis un mesaj emoționant pe Facebook. Tânărul se bucură că e viu, dar nu se știe pentru cât timp de acum înainte. Rusia a început atacul cu Ucraina, iar zeci de avioane și tancuri sunt în prezent pe platoul de luptă. Au avut loc numeroase explozii în mai multe zone din țară, inclusiv în Kiev, capitala Ucrainei. Soldații au ieșit la luptă, iar unul dintre militarii ucraineni a transmis un mesaj emoționant pe Facebook. Tânărul precizează că situația e critică și nu știe câte șanse de supraviețuire sunt în urma conflictului uriaș dintre Rusia și Ucraina. Militarul a vrut să-și asigure familia că e bine și le-a transmis că îi iubește, în caz că nu va putea să mai supraviețuiască luptelor crunte. A fost măcel. Bine că deocamdată suntem vii. Dar în caz de ceva, mama, tata, vă iubesc, a spus tânărul soldat pe contul său de socializare.